Dragi ascultători, Hercis FM, dragi telespectatori, Angelus TV, ne pregătim de Sfânta Liturghie Pontificală a Hramului, pe care o transmitem în direct de la Sanctuarul Marian Național de la Cacica. Suntem cu toții adunați în jurul Sfintei Fecioare Maria și ne dorim să trăim cât mai intens această solemnitate, Adormirea Maicii Domnului. Procesiunea cu toate steagurile care reprezintă grupurile de pelerini și localitățile de unde au sosit, cu preoții care vor concelebra această Sfântă Liturghie, a plecat deja de la parohie și se îndreaptă spre altarul principal, special amenajat aici, în fața Bazilicii. Dăm legătura la altar și vă invităm să rămânem în comuniune de rugăciune. Să spune, Frate,
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Excelențele voastre, cucernice, dragi confrați preoți, concelebranți, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, dragi pelerini, stimate autorități civile, iubiți copii ai Mariei, veniți din toate părțile, din Moldova și nu numai, la sanctuarul Maicii Domnului. Ca păstor al diecezei de Iași, vă spun tuturor, bine ați venit la liturghia solemnă a hramului, sanctuarului diecezan și național de la Cacica. Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a acordat bisericii acestui sanctuar titlul de Basilica Minor, iar Preasfințitul Petru Gherghel a încredințat grija sanctuarului fraților franciscani conventuali. La această sfântă și dumnezeiască liturghie ne unim în rugăciune cu milioanele de pelerini de la sanctuarele Maicii Domnului din lumea întreagă. Ne unim și noi cu toți aceia care se roagă de acasă sau ne urmăresc în transmisie directă la Radio RCS FM sau Angelus TV. Împreună vrem să-L preamărim astăzi pe Dumnezeu pentru lucrurile minunate înfăptuite în și prin cea mai minunată creatură a acestui pământ, preasfânta și preacurata Fecioară Maria, căreia astăzi, împreună cu frații ortodoxi, cu toți creștinii catolici și orientali, o sărbătorim în adormirea ei, adică ridicarea ei glorioasă cu trupul și sufletul la cer, la capătul vieții sale pământești. Fericită ești tu, Marie, care ai crezut! Fericită ești tu, Marie, care, în ciuda măreției tale, te-ai declarat umila slujitoare a Domnului! Fericită ești tu, Marie, care, din strălucirea cerului, privești la noi, cei de pe pământ, din această vale de lacrimi, adunați în jurul altarelor de la toate sanctuarele închinate ție.
astăzi punem la picioarele tale toate gândurile și intențiile noastre bune care ne-au adus la Cacica. Te rugăm să le duci în fața Fiului tău, care își reînnoiește jertfa în mod nesângeros pe altar la Sfânta Liturghie, ca El să ni le îndeplinească spre binele nostru sufletesc și trupesc. Ca să luăm parte cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea Sfintelor Taine, acum cu umilință să ne recunoaștem păcatele, să-i cerem iertare lui Dumnezeu și să ne cerem iertare unii altora. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, Purrea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria.
Să ne rugăm. Dumnezeule, privind la smerenia fericitei Fecioare Maria, Tu ai înălțat-o la harul de a-L naște după trup pe Fiul Tău unul născut, iar astăzi ai încununat-o cu o glorie neasemuită. Dă-ne și nouă pentru rugăciunile ei, ca mântuiți prin taina răscumpărării tale, să ne învrednicim a fi părtași de gloria cerească. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu, care este în cer, și a văzut chivotul alianței lui în templul său. Și s-a arătat în cer un semn mare, o femeie îmbrăcată în soare. Ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de 12 stele. Ea era însărcinată, striga în chinurile nașterii, frământându-se să nască. Apoi a apărut un alt semn în cer. Iată, un dragon ca de foc, mare, având 7 capete și 10 coarne, iar pe capete 7 diademe. Coada lui târa a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea femeii care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. Ea a născut un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un scetrul de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul său, iar femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. Și s-a auzit un glas puternic în cer spunând: acum a venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său. Cuvântul Domnului. Cine stă la dreapta ta, împodobit.
ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea. Uită de poporul tău și de casa părinte lui tău. Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum, magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Regele râvnește frumusețea ta, este stăpânul, prosternă-te în fața lui. Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum, magnificat, magnificat. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos a înviat din morți, fiind începutul învierii celor adormiți. Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine și învierea din morți. Și după cum toți mor în Adam, tot la fel în Hristos, toți vor fi readuși la viață, dar fiecare la rândul lui. Cel dintâi Hristos, după aceea cei care sunt ai lui Hristos la venirea lui, apoi va fi sfârșitul, când el va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere. Căci el trebuie să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele lui. Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea. De fapt, toate le-a supus sub picioarele lui. Cuvântul Domnului. Yeah.
Maria a fost înălțată la ceruri, corurile de îngeri se bucură. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către Ținutul Muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a strigat cu glas puternic: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat ești soarele, mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. A arătat puterea brațului Său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimilor. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului. Preasfinția voastră, Iosif Păulece, episcopul diecezei noastre de Iași, Preasfinția voastră, Petrusescu, episcopul auxiliar al diecezei de Iași, Preasfinția voastră, Petru Gherghel, episcop emerit, Sfinția voastră, Părinte Damian Gheorghe Pătrașcu,
ministru provincial al conventualilor din România, cucernici, părinți, stimate autorități, iubiți fii și fiice ale Preacuratei Fecioare Maria, dragi radioascultători și telespectatori, lăudați să fie Iisus și Maria! Iată-ne în miezul sărbătorii solemnității adormirii Preasfintei Fecioare Maria și a ridicării ei cu trupul și sufletul la cer. Papa Francisc, în discursul său de la rugăciunea Angelus, din 15 august 2021, după ce a reamintit o frază de acum celebră, adică momentul acela ce s-a spus când primul om a pus piciorul pe lună, Papa a spus așa: e adevărat ceea ce s-a zis, că acesta era un mic pas pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire. Însă, în cazul solemnității de față, Fecioara Maria a pus picioarele în rai. Nu a mers numai în duh, dar și cu trupul, cu toată persoana sa. Acest pas al Fecioarei Maria, continuă Papa Francisc, a fost saltul cel mare făcut pentru omenire. Are prea puțină importanță faptul că omul a mers pe lună, dacă noi nu trăim ca frați pe acest pământ. Dar faptul că o făptură asemenea nouă locuiește deja în cer cu trupul și sufletul ne dă mare speranță. Acum înțelegem cât suntem de importanți și că suntem destinați învierii. Dumnezeu nu va lăsa trupul nostru în neființă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este pierdut. În Maria, scopul a fost dobândit și noi avem înaintea ochilor motivul pentru care umblăm în această viață în peregrinarea credinței, nu pentru a dobândi cele create de pe pământ, care toate sunt trecătoare, dar pentru a dobândi patria de sus, cerul, și asta pentru totdeauna, iar Fecioara Maria este steaua care ne călăuzește spre cer. Așa ne învăța Papa Francisc la data mai sus amintită. Da, iubiți fii și fiice ale Precuratei Fecioare Maria, ziua de astăzi pentru noi este zi de mare sărbătoare, pentru că mama noastră cerească, părăsind această lume prin vrerea Tatălui, prin puterea Fiului și prin harul Duhului Sfânt, se urcă la cer pentru a fi totdeauna cu trupul și cu sufletul alături de Fiul ei, Iisus Hristos. Cât de frumos ne învață Sfânta Maică Biserică prin grasul părinților care au participat la Conciliul al II-lea din Vatican, atunci când afirmă: Fecioara neprihănită, păstrată neatinsă de orice prihană păcatului strămoșesc, la capătul vieții sale pământești a fost ridicată cu trupul și cu sufletul în gloria cerească și a fost înălțată de Domnul ca regina Universului pentru a fi mai pe deplin asemenea Fiului ei, Domnul Domnilor și învingător asupra păcatului și a morții. Și apoi adaugă: mama lui Iisus, după cum în ceruri glorificată deja cu trupul și sufletul, este chipul și pârga bisericii care va ajunge la plinătate în veacul ce va să vină,
Tot astfel aici pe pământ strălucește ca un semn de speranță sigură și de mângâiere pentru poporul peregrin al lui Dumnezeu, până când va veni ziua Domnului. Prin urmare, Maria este femeia care stă de partea noastră, pentru că ea a crezut fiecare cuvânt, fiecare promisiune pe care Dumnezeu le-a făcut poporului său Israel. A crezut că se vor împlini toate cele spuse ei de Domnul. Așa am auzit în Evanghelia de astăzi, în cuvintele pe care Elisabeta le-a rostit la întâlnirea cu Fecioara Maria. Maria, spre deosebire de noi, a aderat în totalitate la voința lui Dumnezeu pentru neprihănirea ei, iar acum poate să stea cu Dumnezeu și Mântuitorul nostru pentru toată veșnicia, fiind începutul la ceea ce îi așteaptă pe creștini, devenind motiv de mângâiere, de încredere și speranță pentru noi, cei care umblăm prin credință spre veșnicie, după o luptă crâncenă împotriva păcatului și a mentalității acestei lumi. Unul dintre marii sfinți părinți ai bisericii, Sfântul Ioan Damaschinul, anticipând dogma ridicării la cer a Mariei cu trupul și sufletul la cer, scrie într-una din predicele sale: cea care născând și-a păstrat neatinsă fecioria, trebuia să-și păstreze neatins trupul său după moarte. Cea care l-a purtat în sânul său pe Creator făcut copil, trebuia să locuiască în corturile divine. Cea care a fost luată ca mireasă de către Tatăl, nu putea decât să găsească locuință în lăcașurile cerești. Trebuia să-L contemple pe Fiul Său în glorie la dreapta Tatălui, ea care L-a văzut pe cruce, ea care, ferită de durere atunci când L-a născut, a fost răpunsă de sabia durerii atunci când L-a văzut murind. Era drept ca născătoarea lui Dumnezeu să aibă ceea ce aparține Fiului și să fie cinstită de toate făpturile ca mamă și slujitoare a lui Dumnezeu. Toată învățătura cu privire la sărbătoarea de astăzi o găsim în lecturile biblice ce au fost proclamate. În prima lectură luată din cartea Apocalipsului, ne prezintă vedenia unei lupte dintre o femeie și balaur. Femeia care reprezintă comunitatea celor botezați, pe noi care formăm biserica și care, pe de o parte, este deja în cer glorioasă și triumfătoare în Maria, care este deja în paradis, iar pe de altă parte, în chinurile nașterii, într-o luptă continuă, unde trebuie să înfrunte încercări de tot felul pe care noi le cunoaștem. Și cu toate acestea, Maria nu ne lasă singuri. Și ea, chiar dacă era neprihănită și ferită de păcat, a trebuit să împărtășească suferințele noastre, iar ca mamă ne este aproape. Și ea l-a urmat pe Fiul Său până la picioarele crucii, l-a văzut murind, a suferit, dar apoi a intrat deja în bucuria și slava cerului. Cu alte cuvinte, Maria ne înțelege că suntem în încercări. Și deși este acolo sus în cer, ea nu ne-a părăsit, este cu noi în lupta vieții și ne susține ori de câte ori avem aceste încercări asemenea femeii din Apocalips. Să nu uităm că viața de credință, viața creștinului este o luptă continuă și nu trebuie să ne resemnăm niciodată.
A fi creștin, ne spunea Sfântul Paul în a doua lectură, înseamnă a crede că Iisus Hristos a înviat cu adevărat din morți și că și noi cu El vom învia. Iar Maria, figura și imaginea întregii omeniri, a fost dusă de Fiul ei în trecerea ei prin moarte și la fel se va întâmpla cu fiecare dintre noi, căci vom învinge moartea datorită credinței noastre în înviere și vom ajunge odată în rai. Astăzi, când medităm acest moment atât de minunat, ridicarea cu trupul și sufletul la cer a Fecioarei Maria, pentru noi se deschide un nou orizont de speranță. Prin credința în Hristos mort și înviat, noi, într-o zi, dacă vom crede și vom trăi din credință, vom ajunge în gloria veșnică a Paradisului. Speranța este aceea care ne ajută să trăim și să depășim momentele grele din viața noastră, mai ales pericolele din viața noastră duhovnicească. Speranța ne ajută atunci când vedem că omul nu mai știe cine este, atunci când chiar și cei tineri par să dea impresia că îi lasă pe alții să le fure speranța, pentru că astfel de situații și altele le experimentăm fiecare dintre noi. Iubiți credincioși, noi, cei prezenți, și toți cei ce mărturisesc aceeași credință ca și noi, trebuie să devenim biserica care cântă Magnifica, adică poporul lui Dumnezeu care împreună cu Maria cântă și speră, speră și cântă, dar nu pentru că este o mulțime de persoane dezamăgite sau superficiale, ci pentru că împreună cu Maria merge pe urmele lui Iisus în via care ne așteaptă și care în același timp umblă cu noi pe căile acestei lumi, așa cum ne-a făgăduit. Eu sunt cu voi până la sfârșitul viacurilor. Celebrând această sărbătoare a adormirii Maicii Domnului, cu ce ne alegem? Doar cu această experiență la Cacica? Eu aș spune că primul răspuns este acesta. Meditând la acest moment din viața Fecioarei, descoperim că în Maria ridicată cu trupul și sufletul la cer, vedem că în Dumnezeu este loc pentru tot omul, că Dumnezeu însuși este casa acelor multe lăcașuri despre care vorbește Iisus în Evanghelia după Ioan. Dumnezeu este locuința omului, iar Maria ridicată la cer se unește cu Dumnezeu fără ca să se despartă de noi, pentru că Dumnezeu ne este mereu aproape. Un al doilea răspuns, nu numai în Dumnezeu este spațiu pentru om, dar și în om este spațiu pentru Dumnezeu. Iar acest adevăr îl vedem în persoana Fecioarei Maria, ea care prin har și lucrarea Duhului Sfânt a devenit arca cea sfântă, poartă în ființa ei prezența lui Dumnezeu. În noi este un spațiu pentru Dumnezeu pe care ar trebui să-l considerăm sacru. Pentru că în momentele de încercare ale vieții noastre, Dumnezeu care este prezent în noi va deveni lumina, lumina care luminează pe omul ce se află în întuneric. Iar noi ar trebui, conduși de această lumină, călăuziți de Mântuitorul Hristos și de învățătura Evangheliei sale, urmându-L, să ajungem la lumină.
Însă pentru asta trebuie să avem același curaj al Mariei, care spune categoric: din momentul acesta fie mie după cuvântul tău, pentru că eu nu sunt altceva decât slujitoarea Domnului. Să ne deschidem așadar inima, să primim invitația lui Dumnezeu. Nu avem nimic de pierdut, dimpotrivă, viața noastră se îmbogățește, iar ființa noastră se îndumnezeiește. Și în sfârșit ar mai fi un motiv, cinstind-o astăzi pe Maria ca fiind aurora și imaginea Bisericii Triumfătoare, pentru noi înseamnă a lăsa ca răscumpărarea adusă de Hristos să ne vindece rănile pricinuite de păcat, să putem deveni biserică sfântă, mireasă nepătată, cu adevărat toată frumoasă. Astăzi privim cu ochii credinței ridicarea Fecioarei Maria cu trupul și sufletul la cer și de acolo, văzând frumusețea Raiului, reînnoim speranța noastră și convingerea noastră că într-o zi și noi vom urma exemplul ei. Da, într-o zi noi, așa cum spunem într-o cântare bisericească, voi merge într-o zi s-o văd în ceruri sus, pe Maica lui Iisus și fericit voi fi. Da, voi merge într-o zi ce cu înfocare aștept la-l malmei mele piept să mă pot odihni. Cred și nădăjduiesc cu tărie că voi merge într-o zi și în cer în sfânt lăcaș, de slava ei părtaș, în veci voi fi și eu. Însă până atunci să nu uităm, lupta continuă. Viața noastră de credință, împletită cu viața de fiecare zi, ne îndeamnă să privim la Maria și, iubind-o, să avem curajul să o imităm. Și acum, la final de pelerinaj, să ne ridicăm cu toții glasul în numele nostru, al celor dragi pe care i-am purtat în rugăciunile noastre și al tuturor celor ce cred, și să rostim împreună o rugăciune de cerere. Să spunem împreună: sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne disprețui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuiește oricând de toate primejdiile, Fecioară slăvită și binecuvântată. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria. Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat,
Fraților prea iubiți, încrezători în mijlocirea prea fericitei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să ne rugăm acum Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, cerând îndurare și ajutor pentru întreaga omenire. Doamne Iisuse, care a ridicat-o pe Maica ta prea sfântă cu trupul și cu sufletul la cer, ne rugăm pentru episcopii noștri, însoțește-i cu binecuvântarea ta și tuturor păstorilor noștri sufletești, binecuvintează-le munca și întreaga viață. Te rugăm, ascultă-ne! Hilf uns deine Gläubigen zu spüren, wie nah Maria zu dir und zu uns ist. Pomóż synom Kościoła, by żyli zawsze w pokoju i w zgodzie pod opieką Królowej Pokoju. La vita della Vergine Maria sia per tutti gli uomini e per tutte le donne fonte di gioia per un cuore puro e generoso. Bless the work and devotion of mothers for their children. Ayuda a cada hombre a encontrar en María el calor del corazón de una madre. Mutasd meg mindenkinek, hogy Mária dicsősége tökéletes példaképünk, azon az úton, amelyeken el kell jussunk az Isten országába. Revarsa asupra tuturor pelerinilor veniți la Cacica și a celor care sunt uniți în rugăciune de acasă, prin mass media, binecuvântările tale de mamă. Și acum să adăugăm în gând fiecare intențiile personale. Ca Dumnezeu, prin Preacurata Fecioară Maria, să împlinească toate aceste gânduri și intenții bune ale noastre, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, Părinte Atotputernic, voința ta a fost ca prin Preasfânta Fecioară Maria, Fiul tău să vină la noi, iar noi să ajungem la El și împreună cu El la Tine. Dă-ne harul să o cinstim și să o imităm în așa fel în viața noastră, încât bucurându-ne de ocrotirea ei puternică, să ajungem într-o zi în paradis, prin Hristos, Domnul nostru.
Rugați-vă. Fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii sale Sfinte Biserici. Să se înalțe la Tine, Doamne, ofranda evlaviei noastre și prin mijlocirea prea fericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și sufletul la cer, inimile noastre înflăcărate de iubire să fie îndreptate necontenit spre Tine, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi, Fecioara Maria, Mama lui Hristos, Fiul Tău, a fost înălțată în mărirea cerului, care a fost promisă tuturor. Ea este aurora și imaginea Bisericii triumfătoare. În ea ai descoperit desăvârșirea misterului mântuirii și ai făcut să strălucească pentru poporul Tău care călătorește pe pământ un semn de mângâiere și de speranță neclintită. Tu ai ferit de putrezire trupul ei, care l-a purtat pe Fiul Tău și l-a dus în lume pe Creatorul vieții. De aceea
împreună cu toți îngerii din ceruri, cu nespusă bucurie îți cântăm fără încetare. Adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, o Mesie, Doamne, și învierea ta, o mărturisi, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preferita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste biserica Ta, peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu mine slujitorul Tău nevrednic, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Suntem copiii lui Dumnezeu prin botez, conștienți și mândri de această mare demnitate, să ne unim acum glasurile, să le înălțăm spre ceruri, spunând împreună rugăciunea copiilor lui Dumnezeu. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Ecce Agnus Dei, iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimântul meu,
dar spune numai un cuvânt și ți-ai va tămădui sufletul meu. Să vă prezentați la preotul care e cel mai aproape de dumneavoastră. Vor fi tineri voluntari care însoțesc pe preoții care duc Sfânta Împărtășanie. Dacă pentru câteva momente închideți dumneavoastră ceilalți umbrelele, să poată fi observați preoții unde ajung. Cei care v-ați împărtășit la o altă sfântă liturghie, vă puteți împărtăși și la celebrarea aceasta. Să mergem împreună la masa.
Să ne rugăm. După ce am primit, Doamne, tainele mântuitoare, Te rugăm ca prin mijlocirea fericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și sufletul la cer, să ne călăuzești la slava învierii, prin Hristos Domnul nostru. Urmează procesiunea în jurul bazilicii, prilej cu care se va face și binecuvântarea obiectelor sacre pe care le-ați procurat de aici, de la sanctuar, și vreți să le duceți la casele dumneavoastră.
Toți erau adunați în același loc. Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 2, versetul 1, o prezintă pe Maica Domnului în cenacol, care împreună cu apostolii îl așteptau pe Duhul Sfânt în rugăciune. Când a sosit ziua Rusaliilor, toți erau adunați împreună în același loc.
La lumina acestui text ne putem regăsi și noi, deoarece sunt momente când creștinii sunt în același loc, dar nu sunt împreună. Membrii familiei stau în aceeași casă, dar nu sunt uniți. Avem de exercitat diferite slujiri în biserică, dar nu suntem una. În astfel de situații, Duhul Sfânt este întotdeauna întristat. Focul lui este stins, binecuvântarea lui pierdută și roadele lui nimicite. În schimb, prin harul lui Dumnezeu și prin strădania sufletelor smerite, acolo unde există dorință mare și frumoasă de a-L avea pe Hristos cât mai deplin în noi, putem ajunge o inimă și un gând. Așa cum spuneau odinioară păgânii despre primii creștini, uitați-vă la ei cât de mult se iubesc. Ne bucurăm că la Cacica am trăit momente de rusalii. Aici, împreună cu păstorii noștri, sub mantia ocrotitoare a mamei noastre cerești. Sunt convins că deja trăiți o nostalgie în suflet și abia așteptați anul viitor să vă reîntoarceți la Cacica. Bucuria noastră este mare deoarece în mijlocul nostru a venit păstorul preasfințitul Iosif Păuleț, păstorul diecezii noastre de Iași, și vine cu drag întotdeauna la sanctuarul nostru iubit din Cacica. Ne bucurăm de asemenea că în mijlocul nostru este prezent și episcopul auxiliar Petru Sescu, care vine mereu cu inima deschisă, ori de câte ori sanctuarul nostru este la ceas de sărbătoare. O mulțumire aleasă o adresăm episcopului emerit Petru Gergel, care, asemenea bătrânului Simeon, este mereu la templul nostru din Cacica. Mulțumesc părintelui Damian Gheorghe Patrașcu, provincial al provinciei noastre franciscane din România, care vine mereu cu bucurie la toate evenimentele, atât din dieceză, cât și din provincie. Mulțumesc părintelui decan al lui Sfarțadi, care, așa cum îl cunoașteți și dumneavoastră, este un bun sfătuitor. O prețioasă mulțumire adresez părintelui Cristian Blăjuț, care ne-a asistat anul acesta pe tot parcursul pelerinajului cu predicile sale pline de conținut și îmbărbătare. Ca un gest de recunoștință și prețuire, vă oferim un mic cadou și un buchet de flori care să vă amintească de momentele înălțătoare trăite la Cacica. Mulțumesc tuturor preoților care au fost prezenți la celebrările acestui pelerinaj, cât și pentru truda și disponibilitatea de a sta la dispoziția dumneavoastră pentru sacramentul Sfintei Spovezi și pentru celebrările din tot parcursul dimineții. Mulțumesc și confraților mei colaboratori, părintele Sebastian și părintele Mitică, pentru implicarea lor în organizarea pelerinajului. Mulțumesc autorităților civile, domnului președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur,
domnului Gervasen Longer, deputat al Uniunii Polonezilor din România, care și anul acesta am podobit cu flori altarul pentru această frumoasă sărbătoare, care a avut grijă ca sunetul și ecranul să ajungă prin toate cotloanele din Cacica. Mulțumesc autorităților locale, domnului Petru Todosi, primar în comuna noastră din Cacica, care ne este mereu aproape, domnului Eduard Wendling, primar la Păltinoasa, un om deosebit care anul acesta a oferit o pernă și un pat celor care s-au implicat efectiv și afectiv în difuzarea celebrărilor premergătoare hramului, domnului primar de la Moara, Eduard Ziminski, domnului inginer Urdă Ioan, care de ceva ani oferă cazare arhiereilor noștri. Rămân profund mișcat când întâlnesc credincioși preocupați pentru detaliile necesităților de la sanctuar, care au întins o mână de ajutor. Ornamentele de pe altar, pe care le-au făcut cu atâta mare drag. Aperitivele și sărmăluțele care au un intens savoar, pălinca de prune fără alcool și prăjiturile, truda stafului de la bucătărie sunt tot atâtea dovezi ale providenței cerești care ne copleșește cu providența sa. Mulțumesc de asemenea domnului director de la mină, Radu Dârțu, care a deschis porțile salinei și ne-a primit cu mult drag. Mulțumesc tuturor departamentelor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, echipajului SMURD, jandarmeria, poliția, pompierii, care au contribuit la buna desfășurare a pelerinajului. Un cuvânt de mulțumire adresez corurilor reunite din Bucovina, care au fost trupadurii Maicii Domnului, coriști din Cacica, din Suceava, din Solonețul Nou, din Siret, din Rădăuți, precum și părinților parohi care ne-au susținut. În umbra acestor cântări angelice au stat multe repetiții și pasiune din partea dirijorului Babiaș Bronislav Anton, împreună cu organistul Neșimiucă Daniel din Botoșani. În spatele desfășurării acestor evenimente a fost multă muncă și multe brațe întinse spre ajutor. Mulțumesc enoriașilor din Cacica, care s-au mobilizat într-un mod minunat pentru montarea acestei scene și pentru serviciile de pază în care au fost implicați. Mulțumesc voluntarilor, care cu inima lor mare au pus suflet împreună cu Părintele Felix și Părintele Cristian Pal în organizarea ceremoniilor sanctuarului. Am fost întrebați de mulți pelerini dacă mai pot. De unul singur, cu siguranță nu pot, dar cu acești minunați tineri mergem și până în pânzile albe. Felicitări! Mulțumesc seminariștilor din provincia Sfântului Iosif din România, de la Roman și de la Părâul Rece și tuturor care într-un fel sau altul ne-au venit în întâmpinare cu ajutorul lor. Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil ca aceste frumoase celebrări să ajungă la urechile celor bătrâni și neputincioși prin intermediul Ercis FM, Angelus TV și TVR Iași. Vă mulțumesc într-un mod cu totul deosebit, dumneavoastră, dragi cinstitori ai Preacuratei Fecioare Maria, care ați participat cu evlavie la toate celebrările prilejuite de hramul și pelerinajul Maicii Domnului de la Cacica. Fie ca Preasfânta Fecioară Maria să vă răsplătească pe toți
pentru jertfa pe care ați făcut-o venind la sanctuarul ei drag. Închei, invitându-vă totodată ca și în timpul anului să veniți cu drag la sanctuarul nostru, unde Sfânta Fecioară Maria vă așteaptă așa cum o mamă își așteaptă copiii ei prea iubiți să se întoarcă cât mai des acasă. Mă alătur părintelui Anton Mărândescu, rectorul sanctuarului de la Cacica, paruhul care a adus acum mulțumiri și felicitări tuturor celor care s-au implicat într-un fel sau altul pentru reușita tuturor celebrărilor. Nu le mai repet, doar atât, îi mulțumim și lui, că n-are cum să-și mulțumească singur, și îl felicităm pentru bună organizare a întregului pelerinaj. Cu aceste mulțumiri, felicitări și cu lauda pe care o aducem lui Dumnezeu pentru că ne-a adunat și în acest an aici la Cacica și ne-a copleșit cu harurile sale prin mâinile mamei noastre cerești, Preacurata Fecioară Maria, vă împart îndată binecuvântarea finală, binecuvântare care să vă însoțească pretutindeni acolo unde veți merge, să fiți creștini buni, să trăiți viu, autentic credința, urmând exemplul strălucit al mamei noastre cerești. Să-i cântăm mereu, nu numai aici la Cacica, ci în toată viața noastră, așa cum am făcut-o în mod special aici: toată frumoasă ești, Marie, și prihană strămoșească nu este în tine. Tu ești cinstea neamului nostru, roagă-te pentru noi, mijlocește pentru noi la Domnul Iisus Hristos. După amiază plăcută tuturor, poftă bună la masa de prânz, drum bun spre casă tuturor pelerinilor. Vă rugăm să transmiteți celor de acasă, mai ales celor bolnavi, bătrânilor, salutul nostru al episcopilor de față și al tuturor preoților. Nu uitați să vă rugați pentru noi, ca să fim la înălțimea chemării noastre. Vă asigurăm și noi de rugăciunile noastre. Ne gândim și la toți cei care sunt în diaspora și n-au putut veni, ca mulți dintre dumneavoastră care acum sunteți aici, veniți de departe. Dar sunt mulți care n-au putut veni și ne-au urmărit pe internet. Mulțumim celor de la Iercis FM, de asemenea Angelus TV și TVR Iași, pentru că au înlesnit transmiterea și au putut și cei de departe, foarte de departe, să ne poată urmări, să fie alături de noi. Ne rugăm și noi, episcopii și preoții, pentru dumneavoastră și uniți în rugăciune, numai uniți, vom realiza lucruri frumoase pentru biserică, pentru țară, pentru lumea întreagă. Vă încredințez pe toți ocrotirii Preacuratei Fecioare Maria și noi, episcopii și preoții, vă salutăm cu drag spunând: lăudat să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi și cu voi tău. Dumnezeu, care în bunătatea sa voit să răscumpere neamul omenesc prin întruparea Fiului Său din Fecioara Maria, să reverse cu belșugare asupra voastră binecuvântarea sa. Amin.
să vă însoțească pururea și pretutindeni, Fecioara Maria cu ocrotirea ei, ea prin care l-ați primit pe Dătătorul vieții. Amin. Și voi care v-ați adunat aici la Cacica astăzi cu pietate, pentru a celebra sărbătoarea ridicării ei glorioase la cer cu trupul și sufletul, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt să coboare asupra voastră și să rămână mereu cu voi. Celebrarea Sfintei Liturghii și a ceremoniilor pelerinajului s-au încheiat. Mergeți în pace! Mulțumesc!